O nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice a început luna aceasta în municipiul Călăraș. Proiectul de colectare a început în data de 5 mai și va dura până pe 5 iunie, când se va închide cu o tombolă a participanților la campanie. Organizatorii primării a Municipiului Călăraș și Asociația Rorec, alături de operatorul local partener Romprotera SRL, invită toți cetățenii să se implice în acest program. Cei care se vor debarasa corect de aceste deșeuri în cadrul campaniei dedicate zilei mediului vor participa la tombola ce va avea loc în data de 5 iunie ora 11 și 15 minute la centrul de colectare din strada locomotivei numărul 113. Organizatorul a pregătit mai multe premii pentru participanți. Pentru cei care au echipamente electrice mari și grele există serviciul gratuit de colectare care poate fi apelat fără costuri la 0800 444 800 de luni până vineri între orele 9-17.